După 3 ani și o lună de la accidentarea gravă suferită la piciorul stâng la campionatele mondiale de gimnastică de la Montreal, Larisa Iordache a concurat din nou. S-a întâmplat în acest weekend la campionatele naționale. Mă simt bine, mă simt mult mai liniștită. Ieri, cei drept, am avut foarte multe emoții la primul aparat, însă oarecum am spart gheața. Mă bucur că am putut să concurez aici. Sper din suflet ca acum când mă întorc acasă să am mult mai multă forță de a face antrenamente consecutive. Și bineînțeles să fiu sănătoasă. În perioada în care s-a recuperat după accidentare, Larisa era hotărâtă să se lase de sportul care i-a adus atâtea satisfacții, dar pandemia și amânarea Jocurilor Olimpice au făcut-o să renunțe la idee. A fost destul de dificil pentru că am întâlnit tot felul de sentimente, gânduri, oameni noi și oarecum mi se dădeau lucrurile peste cap de fiecare dată când luam o hotărâre. Sportiva recunoaște că a avut emoții mari când a urcat pe primul aparat într-un concurs oficial după o perioadă atât de lungă de pauză, dar acum este pregătită pentru orice. Ea are în buzunar biletul pentru campionatele europene din decembrie, iar pentru 2021 are un obiectiv bine stabilit, să se califice la Olimpiada de la Tokyo. Nu știu dacă pot să zic că este foarte greu, însă trebuie să fiu eu cu... Oarecum să-mi pun tot în linie, să concurez exact cum îmi fac și la antrenamente integralele și în rest cred că vine de la sine.